PSD Giurgiu are 5 propuneri pentru cele 2 mandate de parlamentar ce îi revin în județul Giurgiu. Nicolae Bădălău, Aurelia Dobre și Cristian Marciu pentru Colegiul 1 de senatori și Nicolae Florian și Dumitru Beianu pentru Colegiul 1 de deputați. Toate aceste propuneri vor fi analizate săptămâna viitoare de conducerea centrală a PSD, însă Dumitru Beianu a anunțat deja public că nu îl interesează un mandat de parlamentar și că toată susținerea sa merge către candidatul cu cele mai multe șanse, adică giurgiuveanul Nicolae Florian. Cel mai disputat, după părerea mea, colegiul va fi totuși cel din municipiu. Chiar dacă nici aici lucrurile nu sunt clare, înțeleg din presă că domnul Beangiu a declinat intenția de a candida. Domnul Răzvan Cuc de la PP este un tânăr care consider eu că va face o impresie bună, dar părerea mea personală este că Nicolae Florian are cele mai mari șanse și este persoana pe care eu personal o voi vota la întâlnirea de săptămâna viitoare de care aminteam. Eu să spun colegilor din Consiliul Județean că tot ceea ce știu și vreau să fac pentru Giurgiu, oraș și județ, pot să fac de aici, de la Giurgiu, nu de la București. Și cu acest argument cred că o să-i conving că nu eu trebuie să merg în Parlament. Lansarea candidaților USL la parlamentarele din decembrie va avea loc pe 17 octombrie la București, iar PSD Giurgiu va participa cu o delegație formată din 500 de persoane.